se mai făcea nicio inaugurare fără un sobor de preoți. Chiar politicienii mergeau la biserică. Habar n-ai! Ce vă pricepeți voi? Nu știți nimic. Dumnezeu e acolo la noi în creier. Am considerat credința ca motivația comportamentului. Toți mari oameni de știință, când au ajuns la capătul cercetării, au fost surprinși să vadă că dincolo de adevăr și dincolo de știință există miracolul. Bună dimineața, bine v-am regăsit la partea de carte. Trebuie să vă spun că mă aflu într-o situație oarecum dificilă, pentru că ținem o lucrare de care m-am simțit atras din prima, dar care în egală măsură mi-a și ridicat o sumedenie de probleme și de întrebări. Probleme care vizează în principal limitele puterii mele de înțelegere, pe de-o parte, și pe de altă parte, probleme care s-au născut din delicatețea subiectului, pentru că e foarte complicat, să spunem, pentru un absolvent de facultate de teologie să primească o lucrare științifică complexă venită dinspre psihologie și care își propune să ofere o abordare psihologică a motivației comportamentului religios. Lucrarea este semnată de o doamnă, Lucia Iorga, se numește De la ateism la sfințenie și a apărut la editura Elena Francisc Publishing. Extrem de complex, să spunem, și extrem de sensibilă, pentru că îmi vine destul de greu nu să mă simt cercetat în felul acesta și să văd în care dintre paginile acestei cărți aș putea regăsi ceva din motivația comportamentului meu religios și a opțiunii mele, să spunem, pentru iată, o cale ce ține mai aproape de Dumnezeu și mai implicat religios. În măsura în care, evident, reușesc să fiu sincer cu mine însumi. Dar pentru că nevoile societății românești sunt foarte mari, cred eu, pe această direcție și pentru că, iată, am văzut atât de multă preocupare și pasiune pusă în, să spunem, soarta Bisericii Ortodoxe după schimbarea Patriarhului, eu cred că e bine să intrăm totuși în esența problemei și să vedem, până la urmă, care este motivația comportamentului religios, să spunem, în România, în situația în care preocuparea, spuneam, pentru soarta Bisericii Ortodoxe Române nu a fost întotdeauna însoțită și de fervoarea practicantă, să spunem așa, a credinciosului. Foarte mulți au spus vrem o biserică robustă și foarte puțini sunt aceia care realmente deschid ușa unei biserici ca să participe la Sfânta Liturghie. Și doar observațiile din practică care s-ar putea să nici nu folosească la foarte mult. Sau, dimpotrivă, haideți să vedem despre ce e vorba până la urmă în această lucrare și am marea plăcere să-i spun bună dimineața doamnei Lucia Iorga, autorul lucrării. Sărut mâinile, doamnă, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Pe de altă parte, cel al doilea invitat este profesorul Constantin Enăchescu, care îi spun bună dimineața. Bună dimineața, domnul Tabără. Îmi pare bine să vă revăd, domnule profesor. Aceleași sentimente și din partea mea, cu multă dragoste. Mulțumesc mult. Și acum v-aș propune să vorbim puțin despre motivație în comportamentul religios și să o întreb pe doamna Iorga, înainte de toate, de ce a dorit o asemenea lucrare în fond și la urmă lumea și de ce este important să vedem motivația comportamentului religios? De ce trebuie acest lucru să ne preocupe și de ce a devenit obiectul unei lucrări atât de argumentate științific? Din punct de vedere psihologic, comportamentul religios nu se deosebește cu nimic de orice alt comportament. Ce vreau să spun prin acest lucru? Că este latura exterioară, observabilă, a conduitei umane. Conduită care mai are o latură internă, subiectivă, și pe care nu o putem cunoaște direct. De aceea mi-am pus întrebarea, mai ales după evenimentele din decembrie 89, când a avut loc o creștere în societatea religiozității, chiar o explozie aș putea spune, mi-am pus întrebarea dacă comportamentul religios pe care îl vedeam la tot pasul, știți bine că nu se mai făcea nicio inaugurare fără un sobor de preoți, chiar politicienii mergeau la biserică, se închinau, încercau, cred eu, în felul ăsta să câștige și mai mult electorat. Dincolo de aspectele acestea, deci din punctul de vedere al psihologului, este vorba de a ajunge la motivația unui comportament prin inferențele sau deducțiile pe care le facem noi asupra acestuia, văzând numai ce este observabil, adică manifestarea exterioară. Cred că demersul e foarte bine venit, pentru că dincolo de această, să spunem, motivația lucrării,
Există și cealaltă parte a problemei care îl interesează și pe credinciosul obișnuit. Și eu am fost în egală măsură frapat de această explozie de religiozitate, cum diverse tipuri de motivații. Doamna Iorga avea dreptate spunând că până și politicienii au ajuns să meargă la biserică și o fac în continuare. Sau poate mai ales. Sau mai ales, da, și cuvioasa Paraschiva în continuare un bun politic, mai degrabă decât un bun religios. Speculat îngrozitor, aș putea spune. Da. Domnul Tabără, eu aș completa spusele doamnei Iorga, care sunt foarte interesante. Aș completa prin faptul că sentimentul religios este o trăire. E o trăire interioară care trebuie înțeleasă și gândită empatetic și într-o măsură mai mică, incontestabil cu valoarea ei, investigația psihologică, psihometrică, chestionare, teste, sunt capabile să o pună în evidență. Mi-aș permite să vă fac, cu ocazia acestei discuții, mi-a revenit în minte o amintire din perioada când eram student la medicină, în anii 3-4, cam așa ceva, și când la noi în casă a venit în vizită părintele Paschia, doctor în teologie, de la Biserica Bărbătescu Vechi, din calea Rahovei, unde locuiam. Și care, pur și simplu, a vrut să știe, să discute cu mine și cu tatăl meu, care era medic primar neuropsihiatru, dacă există în creierul uman sau în neuron o anumită reprezentare, un anumit centru nervos al credinței în Dumnezeu, care să explice credința în Dumnezeu. Tata, care era o persoană foarte abilă și a știut cu o eleganță desăvârșită să se depărteze de subiect, și a spus, vorbește cu fiul, pentru că el face acum studii, e mai apropiat de cunoștințele astea. Eu am făcut medicina hăt. Și atunci a rămas ca eu să-i dau părintelui Paschia răspunsul. După câteva zile întâlnindu-ne, i-am spus, părinte, nu există, nu se poate vorbi de o anumită localizare cerebrală, neuronală a prezenței lui Dumnezeu, a trăirii lui Dumnezeu. Este cu totul altceva. Răspunsul cu un dispreț total, zice, habar n-ai, ce vă pricepeți voi, nu știți nimic, Dumnezeu e acolo la noi în creier. În decursul timpului, în schimb, am stat și am reflectat și am zis că pe undeva are dreptate. Are dreptate în sensul că Dumnezeu este trăit în interioritatea noastră sufletească și spirituală. Sufletească ca sentiment, spirituală ca dimensiune valorică morală. Și dacă ar fi să vorbesc despre o motivație sau de o motivație suplimentară, complementară, dar care corespunde acestui sentiment și trăire religioasă, aș trimite la cele 5 argumente care dovedesc existența lui Dumnezeu. Argumentul istoric, cosmologic, teleologic, moral și ontologic, care acoperă totul. Iar înaintea lor, mi-aș permite să amintesc fraza lui Petronius din poeme, care spune primus in orbe Deo fecit timor. Frica l-a făcut pe Dumnezeu. Dar oare sentimentul de frică, frica trăită sau un anumit sentiment de a te pune la adăpost în fața necunoscutului, divinității? Urmează să vedem. Asta vreau să mă întorc acum înainte de a vorbi și despre Cartea Lunii puțin. O mai întreb pe doamna Iorga un lucru. Ați căutat motivația comportamentului religios. Înainte de a continua discuția, spuneți-mi, toată cercetarea pe care ați făcut-o v-a dus la un rezultat și la unul care să fie satisfăcător și pentru dumneavoastră personal? Pentru mine personal, da. Sper că și pentru alții. Vom vedea. Ce vreau eu să completez în ceea ce a spus domnul profesor. Sigur că este un sentiment și o trăire. Problema pe care mi-am pus-o eu, dacă există acel sentiment și trăirea la cei pe care îi vedem că se manifestă exterior. Deci, ați căutat autenticitatea acestei trăiri? Sau? Absolut. Deci, ce se întâmplă? Oricum, a studia motivația, orice fel de motivație, este o problemă foarte delicată, pentru că ea se situează pe cel puțin 3 paliere, motivele reale, care pot fi sau nu depistate, motivele conștientizate de către subiect și, nu în ultimul rând, motivele declarate. Deci, cu atât mai mult, problema motivației este delicată,
comportamentul religios la rândul lui este o problemă delicată, pentru că ține de intimitatea individului și e foarte greu să intrăm direct așa, trebuie foarte multă pregătire pentru a reuși să ajungi la motivația comportamentului prin simple întrebări. Și atunci, cumva, sunt în acord cu teologii care spun că avem de la creație împlântată în noi credința. Aș vrea să vă rog să nu continuați, pentru că asta e tema pe care vreau să vă propun pentru fragmentul următor de discuție. Ați folosit această chestiune într-una din părțile lucrări, voi face trimitere la ea. Ne vom întreba împreună dacă religiozitatea este înnăscută sau dobândită. V-ați întrebat în lucrare, ne vom întreba și noi. Deocamdată însă să vedem care este cartea lunii oferită de edituri, apoi ne întoarcem la invitați și la discuție. Semnat de John Darnton. Cititorii au parte de un thriller ingenios bazat pe o cercetare amănunțită. Pentru credincios, Dumnezeu există real. Deci eu nu cercetez existența. Venea preotul la ora de dogmatică și ne spunea: Dumnezeu l-a făcut pe om în ziua șasea. Ora următoare era ora de biologie, care începea așa: Darwin a demonstrat că speciile derivă unele din altele. Și atunci, ce să crezi? Motivația totdeauna a fost văzută ca un motor al acțiunii umane. Eu îl trăiesc pe Dumnezeu. Eu nu-l pot vedea, eu nu-l pot înțelege, eu nu-l pot cunoaște, dar îl simt. Să revenim la cartea pe care o discutăm noi în această dimineață, semnată de doamna Lucia Iorga, o abordare psihologică a motivației comportamentului religios, de la ateism la sfințenie, apărută la editura Elena Francisc Publishing. Invitații noștri sunt autorul doamna Lucia Iorga și domnul profesor Constantin Enechescu. M-aș duce la capitolul 7 din carte, doamnă, pentru că el se numește Motivație și religiozitate și spune în felul următor, chiar începutul său: în încercarea de a aborda problema religiozității din punct de vedere motivațional, vom forni de la o afirmație frecventă conform căreia, între ghilimele, copilul este în mod natural religios. Pe ce se bazează afirmația? Care este sensul și care este încărcătura ei? Și de ce ne punem această problemă? Pentru că această afirmație există și suscită și a suscitat dezbateri mai mult sau mai puțin animate. E bine, nu are cum să nu fie așa, pentru că în fond și la urmă urmei ne interesează să știm dacă realmente religiozitatea este înnăscută sau este dobândită în diverse contexte, de la frica în fața necunoscutului până la chestiuni de tip utilitarist și nu e mai mult decât atât. Pentru că pentru cel care se declară profund religios, o observație de tipul religiozitatea este dobândită ar fi de bine la traumatizantă. Și atunci, dați-mi voie, vă rog, să încep cu doamna Iorga și să o întreb. Concluzia dumneavoastră în urma acestui studiu care este? E religiozitatea născută sau este dobândită? Sau lucrurile sunt undeva la mijloc, este născută într-o fază incipientă, după care, pe măsură ce individul se dezvoltă, capătă diverse forme contextualizate, cultural sau în alt fel? Cu permisiunea dumneavoastră, o să revin puțin la ce vreau să spun înainte, referitor la credința care este dată în sufletul omului de însuși Dumnezeu de la actul creației. De ce am aderat la acest lucru pe care îl susțin teologii? Pentru că, fiindu-mi imposibil cu instrumentele de care dispune psihologia să intru în sufletul omului, am pornit de la ideea că pentru credincios Dumnezeu există real. Deci eu nu cercetez existența lui Dumnezeu, ci raportarea individului la divinitate. Și atunci, cumva, pentru mine a fost, să zic, mai puțin delicată această problemă a abordării motivației, că am considerat credința ca motivația comportamentului. Și a rămas să mai stabilesc pe parcurs dacă la baza comportamentului respectiv există sau nu o reală credință. Pentru că motivația totdeauna a fost văzută, indiferent de diferite concepții, diferite perioade în istorie, a fost văzută ca un motor al acțiunii umane. Deci un agent, un factor, o cauză explicativă. Și atunci mie mi-a fost de ajutor teologia, luând credința
ca motivația comportamentului. Să nu mai caut în interiorul ei dacă este sau nu născută sau dobândită. Mi-este mai ușor să spun despre comportament, în schimb, că în mod sigur este dobândit, dar asta nu înseamnă că oricine îl poate dobândi. Foarte mult are influență mediul în care ne naștem, educația pe care o primim. Nu sunt niște lucruri noi. În toate domeniile ne formăm prin educație. Dar și la aspectul religiozității nu putem să fim extremiști. Aș face o analogie cu o sămânță pe care o plantăm. Aceea ar fi credința. Dacă nu îi dăm apă, căldură, lumină, ce mai are ea nevoie, nu o să crească. Așa este și cu acea credință. Dacă nu are un mediu în care să se manifeste, se va pierde. În niciun caz un om care este părăsit de la naștere în pădure nu va deveni o persoană religioasă și mai ales nu va avea un comportament religios, pentru că nu are, dar, de la cine să-l învețe. Dar va avea totuși această sămânță, să spun așa, din construcție. Așa înclin să cred eu. Și le dau dreptate teologilor aici, din ce am observat discutând cu diferite persoane pe parcursul anchetei, chestionarul pe care l-am aplicat. Întrebarea dumneavoastră, ca și răspunsul doamnei Iorga, dă impresia unei capcane. Este religiozitatea născută sau dobândită? Este și născută, este și dobândită. Și am să mă întorc pentru exemplificare la două cazuri. Am cunoscut doi medici, unul neuropsihiatru, altul neurochirurg, oameni de aleasă cultură și de înaltă ținută morală, care făcuseră ca studii medii seminarul teologic. Iar după aceea făcuseră facultatea de medicină. Și trăiau întotdeauna această dilemă, această frământare, această fractură interioară și spirituală, pentru că spuneau, venea preotul la ora de dogmatică și ne spunea, Dumnezeu l-a făcut pe om în ziua șasea și l-a făcut după chipul și asemănarea lui și omul e creația lui Dumnezeu. Ora următoare era ora de biologie, care începea așa. Darwin a demonstrat că speciile derivă unele din altele prin selecție naturală, prin complexificare, prin evoluție. Și atunci, ce să crezi? Dar însăși faptul că există această dilemă și această ruptură dovedește că Dumnezeu își are sediul în noi. Ori mai mult decât atât, ideea că copilul se naște cu sentimente religioase, o întâlnim și într-un vers foarte frumos al lui Hugo, care spune, copilul e pur, iar omul cu amăgiri de șarte. Iată, prin urmare, că ideea de puritate primară, originară, este pusă în copil. Dar, ulterior, viața, existența, mă transformă. Și, dintr-o dată, eu trăiesc în acest dublu conflict despre care Maritain la Primotediu Spiritual spune că este lupta care sfâșie carnea de trup. Iată, prin urmare, că Dumnezeu este prezent în noi, chiar dacă noi încercăm să-L izolăm, chiar dacă noi încercăm să-L îndepărtăm de noi, El rămâne. Și mi-aș permite să fac o observație pe marginea titlului acestei cărți, Ateism și Sfințenie. Ei bine, nu știu în ce măsură, eu nu sunt de acord cu ideea de ateism, pentru că ateismul presupune inexistența lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu nu există, atunci ce are de combătut ateismul? Odată. În al doilea rând, cred că se poate vorbi mai mult despre antiteism, care reprezintă ideea negării existenței lui Dumnezeu. Iar ateismul nu este altceva decât doctrina ideologică care urmărește separarea omului de Dumnezeu, adică ruperea acestei legături funciare care există aborigine între om și Dumnezeu, între creator și creație. Să rămânem cu această observație pe care merită să o dezvoltăm mai încolo, pentru că dacă este așa, și iată că și doamna Iorga și domnul Enăchescu înclină către această idee, și anume că Dumnezeu există
în noi, își are sediul noi, sămânța, cum spunea doamna Iorga, este plantată, atunci merită să aprofundăm puțin și să vedem dacă acest lucru este o necesitate vitală sau nu. Ideea se desprinde tot din lucrare, dar deocamdată, haideți să vedem care sunt cărțile pentru copii și revenim. Știi de la editura CD Press. Dincolo de orice aparat de investigare științifică ultra-sofisticat, calitățile lui incontestabile, el nu este altceva decât îndoiala noastră. Omul simte nevoia să meargă la biserică, să se împărtășească din taine. Sentimentele religioase sunt morale și sentimentele morale sunt religioase. Toți oamenii de știință sunt de acord că există oameni talentați. Vă întreb, a văzut cineva talentul? Revenim la cartea noastră apărută la editura Elena Francis Publishing sub semnătura doamnei Lucia Iorga, abordare psihologică a motivației comportamentului religios este scopul lucrării, de la ateism la sfințenie. În același capitol 7, la un moment dat, se spune în felul următor că întrebarea dacă este copilul sau nu în mod natural religios și care este sensul și cărcătura problemei se poate formula în două maniere, citez, problema născutului sau dobânditului, respectiv problema de a ști dacă avem de-a face cu o necesitate vitală sau dacă dimensiunea studiată este facultativă ori interschimbabilă. Apar mai multe tipuri de poziții care să dea răspuns acestei probleme, dar apar și câteva considerații în capitolul de concluzii al lucrării și de aceea aș vrea să vorbim puțin, să mai citesc și de aici ceva și apoi să aprofundăm problema. Iată ce spune doamna Iorga aici. Pe plan personal, sensul vieții înseamnă neîmplinirea de desăvârșit și mai ales a fi fericiți. Pe un plan mai larg, înseamnă conștientizarea întregului univers. În ceea ce privește persoana desăvârșită, în sensul unei persoane care a atins sau care vrea să atingă vârful piramidei lui Maslow, cea interesată de descoperirea sinelui, aceasta se acceptă așa cum este și cu cât o persoană este mai angajată în propria sa dezvoltare, cu atât ea este mai capabilă să se intereseze și de problemele exterioare ei însăși. Și de aici, raportarea omului la un plan valoric superior, stabil și coerent, cum este cel al valorilor religioase, este deosebit de necesară în zilele noastre. Și atunci, întrebarea rămâne și aștept și răspunsul dumneavoastră. Este, până la urmă, religiozitatea o necesitate vitală? E această construcție validă, așa cum a dezvoltat-o doamna Iorga, și anume, omul care se cunoaște pe sine și se desăvârșește într-o cele religioasă și în relație cu Dumnezeu, devine conștient și responsabil și în raport cu ceea ce este exterior. Este aceasta calea, doamna Iorga? Vă mărturisesc că una dintre ipotezele cercetării mele a fost aceea că un om cu adevărat credincios, sau ca să folosesc termenul de autenticitate, care are un comportament religios autentic, este un factor pozitiv și pentru ceilalți indivizi din societate. Deci el știe să fie mai bun, mai iertător, mai cald, să-i ajute pe semenii lui, chiar să iubească fără să folosim termenii mari. Și îmi place să cred că, sigur, întrebarea este directă și aș putea să spun, sigur, nu e vitală cum este aerul. Și asta este logic pentru oricine, nu trebuie să faci o cercetare cu atâtea metode statistice, dar poate fi vitală pe o anumită treaptă de evoluție. Poate deveni vitală. Și eu, după ce am întâlnit atâția indivizi de diferite categorii care m-au determinat să realizez și o tipologie, care, cum spunea și domnul profesor, poate că denumirile nu sunt cele mai fericite, dar ca să nu le numesc, să nu le numerotez pur și simplu de la 1 la 7, le-am numit într-un fel, pentru că trebuiau să aibă un nume. Deci, eu cred că de la conformist în sus, urmărind tipologia vizată, e deja o necesitate. Adică omul simte nevoia să meargă la biserică, să se împărtășească din taine, să se roage, să citească cărți religioase, să-i ajute pe ceilalți,
să facă milostenie și așa mai departe. Deci e ca o a doua natură, devine o obișnuință și dacă s-a obișnuit așa, zic eu că e bine. Dacă tot ați pomenit tipologiile, să cuvine să le enumerăm rapid în așa fel încât să înțeleagă și cei de acasă la ce ne referim și la ce anume a făcut observația domnul profesor Enăchescu. E o scală luată în considerare în această cercetare în care avem de-a face cu mai multe tipuri. Ateul negativist este primul tip, ateul indiferent cel de-al doilea, conformistul, cu explicații pentru fiecare dintre aceste denumiri și tipuri, creștinul de rând, tradiționalistul, credinciosul adevărat, respectiv credinciosul practicant. Acestea sunt cele 7 tipuri pe care le ia în considerare doamna Iorga în această cercetare. Mă întorc acum către domnul profesor Enăchescu. Iată, doamna Iorga are o sinceritate, din punctul meu de vedere, cel puțin nemaipomenită în raport și cu propriul demers științific, dar și cu conștiința proprie, admițând că pornește de la câteva date de cercetare pe care nu le acceptăm deoparte toți psihologii, care într-o oarecare măsură ar putea fi stânjenitoare pentru colegii de dânse de breaslă. Cu tot respectul pe care l-am față de doamna colegă și pentru lucrarea și efortul depus, vreau să vă spun un lucru care acum mi-a venit în minte. Dacă aș fi scris această carte, aș fi început-o cu Evanghelia care se citește în Duminica Tomii, cu experiența religioasă a Sfântului Apostol Toma, care n-a crezut. N-a crezut și s-a îndoit până în momentul în care Mântuitorul i s-a arătat și a văzut și a spus: privește palmele mele și pune degetul în locul semnelor cuielor și pune mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iată, prin urmare, că dincolo de orice aparat de investigare științifică ultra-sofisticat, cu calitățile lui incontestabile, el nu este altceva decât îndoiala noastră, îndoiala rațiunii mele vis-a-vis de un sentiment religios care depășește înțelegerea mea. Pentru că eu îl trăiesc pe Dumnezeu. Eu nu-l pot vedea, eu nu-l pot înțelege, eu nu-l pot cunoaște, dar îl simt. Îl simt în inima mea. Să ne gândim de pildă la măreția experiențelor mistice ale catolicilor, ale sfinților catolici, Sfânta Tereza d'Avila, Sfântul Ioan al Crucii și așa mai departe, cu extazul, cu deschiderea către Dumnezeu și la experiențele interioare, profunde, la rugăciunea inimii, a practicii isihaste din monahismul oriental. Ei bine, în această situație lucrurile se schimbă complet. Religiozitatea apare ca un sentiment trăit și este firesc să mă îndoiesc. Pentru că îndoiala nu este altceva decât o etapă care mă conduce către ce? Către descoperirea lui Dumnezeu. Sunt întru totul de acord că este o îndoială a noastră, dar la începutul cercetării, în final, devine o confirmare a ceea ce am simțit. Cred că aici este toată frumusețea duelului nostru, pentru că dumneavoastră rămâneți cantonată în tehnicile psihologice. Care nu fac decât să confirme ceea ce spuneți dumneavoastră. Asta este frumusețea pe care... A dialogului. A dialogului și sinceritatea pe care mă uimește la doamna Iorga. Sunt foarte puțini cercetătorii care vin cu rigoare aparatului științific și care la sfârșit îndrăznesc să spună cu seninătate: da, mi s-a confirmat, cred... Așa este, n-am nicio îndoială în relația mea cu Dumnezeu. Ajută-ne credinței mele. Vedeți, sfârșitul carierei lui Jung și celebrul interviu acordat BBC-ului este relevant. Da. Nu știu, mi s-a părut cam aceeași, că se repetă istoria. Doamna Iorga aici spune cu aceeași serenitate: a, nu cred, acum știu. Da, domnul Tabără, dar să nu uităm că și Voltaire, marele ateist, secolul luminilor și așa mai departe, pe patul de moarte a spus: dacă Dumnezeu n-ar exista, el ar trebui inventat. Oricum, eu vă mulțumesc, dar sper că nu mă comparați nici cu Voltaire, nici cu Jung. Dar de ce? Lagrange, nici era în contră. Eu cred că mai am încă mult să cresc. E bine, dacă doamna Iorga n-ar fi spus asta, atunci aș fi bănuit că e ceva în neregulă. Acum
Sunt și eu mult mai liniștit. Bine, haideți să vedem care este cartea săptămânii oferită de Dan Mihăilescu și apoi ne întoarcem la ultima parte a discuției, care pornește tot de la o afirmație făcută în capitolul de concluzii a acestei cărți, în care doamna Iorga spune că religia există în inima oamenilor ca parte a personalității lor. Iarăși o afirmație curajoasă care merită o discuție. Deocamdată cartea săptămânii. Ne întoarcem la ultima parte a acestei discuții pe marginea lucrării doamnei Lucia Iorga de la Ateism la Sfințenie, o abordare psihologică a motivației comportamentului religios, în prezența autorului doamna Lucia Iorga și a domnului Constantin Enechescu. Cred că am o mare scăpare în ceea ce privește prezentarea invitațiilor mei. Trebuie să vă spun că doamna Lucia Iorga este psiholog, este profesor universitar. În egală măsură, domnul... Nu, sunt numai psiholog și predau niște ore la Institutul Teologic Romano-Catolic. În acest sens, nu în rigoarea denumirilor... Da, da, deci nu ca grad. Așa, nu ca grad, nu în rigoarea denumirilor academice. Respectiv, domnul profesor Enechescu este psihiatru și cadru didactic al Facultății de Psihologie a Universității din București. Așa, lucrurile trebuiau lămurite și în acest sens. Bine, spuneam că ne vom ocupa de o afirmație făcută chiar în începutul capitolului de concluzii și cu atât mai mult mi se pare importantă, pentru că dacă concluziile încep cu această afirmație, înseamnă că e important să ne aplicăm asupra ei. Doamna Iorga spune, religia există în inimile oamenilor ca parte a personalității lor. E oarecum o aprofundare a chestiunilor pe care le-am mai discutat atunci când ne întrebam dacă religiozitatea este născută sau dobândită, dar afirmația este totuși curajoasă, pentru că mi-a vine extrem de provocator peste oamenii de știință pozitiviști, ale căror concluzii se opresc la cifre, date, la fiziologie. Tot ce trăim este o sumă a reacțiilor chimice și atât. Nu există, iată, niciun fel de religie ca parte a personalității. Există cel mult o explicație științifică pentru tot ce credem noi că este Dumnezeu sau trăirea noastră în raport cu El. Și totuși, toți oamenii de știință sunt de acord că există oameni talentați. Vă întreb, a văzut cineva talentul? Cum arată, indiferent că este la pictură sau în muzică. N-ar putea fi el o sumă, deci, tot așa de conjunturi chimice favorabile? Nu este decât manifestarea lui exterioară. Și atunci putem să mergem și mai departe, să spunem că și religiozitatea, a spune eu credința, pentru că, vedeți, baloiez permanent între acești doi termeni, pentru că pentru mine sunt foarte diferiți. Credința este la baza comportamentului religios, sau mai bine zis, ar trebui să fie. Și aș vrea să mă refer la un lucru pe care l-am sezizat chestionând indivizi cunoscuți, pentru că în chestionarul pe care l-am aplicat am ținut să nu spun identitatea persoanelor pentru a le crea o mai mare lejeritate în exprimare a unei asemenea teme delicate. Dar, ca orice cercetător care mai are și anumite momente de, să spun, sinceritate mai puțină cu cel pe care îl investighează, tot din curiozitate științifică, nu pentru altceva, pentru că, în final, nu am uzat de identitatea indivizilor, tot o concluzie generală am tras. Am încercat să dau niște note și aici, fără să intru în detalii tehnice, orice cuantificare este mai mult sau mai puțin arbitrară. Și atunci, faptul că am notat pe o anumită scală comportamentul și pe altă scală motivația, deci credința, dacă stă sau nu la baza comportamentului respectiv, am putut depista câteva persoane, și nu puține, pe care, cunoscându-le și din alte situații, ca persoane oneste, cinstite, bune cu ceilalți, la aceste persoane, nota la scala de comportament era identică sau foarte apropiată cu nota la scala de religiozitate. Ceea ce m-a dus pe mine la această concluzie că, de fapt, un comportament autentic este cel care are
la baza lui o adevărată credință. Probabil de asta a spus că religia este înainte de toate un sistem de norme morale după care ne ghidăm în faptele noastre și care ne dau încredere în noi și în semenii noștri. E tot un citat din capitolul pentru că mulți se consideră religioși sau credincioși, dar au comportament religios numai în relație directă cu manifestările de cult, iar după ce pleacă de la biserică, uită, în ghilimele, să se mai comporte așa cum ar trebui să comporte un adevărat creștin. Nu știu de ce am senzația, iertați-mă, domnul profesor, că doamna Iorga a măsurat, între ghilimele, și a validat apoi o afirmație biblică sau un imperativ, dar Hristos, arătați în credința din faptele voastre, pentru că așa, da, e ușor să te declari religios și să rămâi complet în afara oricărei manifestări faptice. Aș reveni însă la întrebare, dacă sunt religiile parte a personalității umane. Nu religiile, ci credința. Religia este forma exterioară, credința ca sentiment religios și moral. Ori știm că sentimentele religioase sunt morale și sentimentele morale sunt religioase. E bine, ce-ar fi o lume, cum ar fi o lume fără credință? Cum ar fi o lume fără Dumnezeu? O vedem astăzi, într-o măsură considerabilă. O lume confuză, o lume fără repere, o lume care se mișcă haotic, o lume debusolată. O lume care l-a pierdut pe Dumnezeu sau care s-a desprins de Dumnezeu. Ori această lume este ateismul. Vremea ateismului. Ori această vreme a ateismului este o vreme a nevrozei, o nevroză colectivă. Conflictele astea toate care apar la un moment dat sunt conflicte care pornesc din sufletul meu și nu sunt altceva decât dorința de a căuta și de a înlocui cu ceva. Ați vorbit despre oamenii de știință. Da, e foarte adevărat. Toți mari oameni de știință, când au ajuns la capătul cercetării, crezând că descoperă adevărul, au fost surprinși să vadă că dincolo de adevăr și dincolo de știință există miracolul. Ori acest miracol nu poate fi explicat prin știință, prin scheme, prin teste, prin chestionare. Dar putem să-l acceptăm. Da, însă este un adevăr parțial. Ori asta nu mă satisface. Întotdeauna, în marile situații, profesorul Nicolae Paulescu și încheie tratatul de fiziologie cu ideea finalistă. Jacques Monod își încheie lucrarea sa lui Hazard la necesite cu ideea existenței lui Dumnezeu, iar Alexis Carrel în L'homme c'est inconnu vorbește în final despre o metafizică care vine și prelungește știința. Kierkegaard în Jurnalul intim vorbește de două lucruri extrem de importante, pistis și episteme, prin urmare credința în Dumnezeu și nevoia de cunoaștere științifică. Și să nu uităm că acest domn Kierkegaard a fost de formație teolog? Tare mi-e teamă că va trebui să spun că trebuie să ne oprim aici. Chiar dacă de aici încolo ar mai fi trebuit spuse foarte, foarte multe lucruri. Sau poate că de fapt nu ar mai fi trebuit spus foarte mult, ci lăsat la îndemâna experienței personale. Pentru că eu cred că discuția s-a completat, pentru că doamna a privit din exterior către interior, iar eu din interior către exterior. Așa că pe undeva ne putem da mâna. Am să vă rog să faceți asta înainte de finalul emisiunii. Mie, mai dați-mi voie să mai spun cu o dată despre ce am vorbit. Cartea pe care am pus-o în discuție a fost cartea doamnei Lucia Iorga, De la ateism la sfințenie, o abordare psihologică a motivației comportamentului religios. Alte câteva titluri trecute repede în revistă. În seria Știință și religie, de la editura Curtea Veche, Thierry Magnin a devenit tu însuți în lumina științei și a Bibliei. Iată un alt titlu interesant. Maria Barbu, sunt fiica regelui David, e un volum de versuri, să nu aveți senzația că ar putea fi altceva. O lucrare extrem de frumoasă este cea a episcopului Henri de Lubac, apărută la Humanitas, Drama umanismului ateu. Nemaipomenită lucrare. Ofelia Maria D'Angelo, Iron Owl sau Piatra Dorințelor, după cum este tradus, respectiv Central Park, alte două titluri apărute la The One Publishing House. Și o lucrare foarte frumoasă venită din zona creștinismului oriental, de această dată la Sofia, Raiul văzut din chilie, cu cuviosul Ioan de la Valam. Este o restituire privind la personalitatea și experiența mistică a unui trăitor rus de la Muntele Athos, contemporan nouă.
Mulțumesc doamnei Lucia Iorga pentru prezența aici și domnului Constantin Anachescu. Multă plăcere. Vă recomand să vă apropiați și să vedeți care este motivația comportamentului noastră religios și cu ajutorul lucrării doamnei Lucia Iorga. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine.